Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne trimite azi o parodie după frații Grimm, Croitorașul cel isteț. Râzgâita cea fudulă. A fost odată ca niciodată o tânără fată și fata asta era atât de fudulă că nu-i mai intra nimeni în voie. De vină fuseseră părinții ei care, de mică fiind Mirandolina, îi satisfăcuseră toate capriciile fără să-i refuze nimic. Și crescuse fata mare și se făcuse o mândrețe de fată, dator râzgâită și nesuferită rămăsese. Ba mai mult, deși era curtată de mulți băieți, fiind și frumoasă, dar și bogată, râzgâita noastră îi respingea pe toți, chiar bătându-și joc de ea, aparent fără niciun motiv. Mirandolina abia terminase cu chiu și vai liceul, noroc cu banii părinților că nu-l termina deloc, dar în sfârșit putem spune că în acel an de grație se întâmplaseră trei lucruri importante. Primul era că Mirandolina intrase în posesia diplomei de bacalaureat. Al doilea consta în faptul că brusc trei profesori își achiziționaseră trei Mercedes-uri noi nouțe și al patrulea un apartament central. Iar al treilea eveniment și cel mai important, dar pe care părinții Mirandolinei nu-l sesizaseră, era apariția în calitate de prietenă intimă a fetei lor, a focoasei Ursulina, o jună fostă colegă de liceu. Părinții erau mulțumiți măcar de faptul că fata lor nu mai pleca în oraș sau la chefuri singură. E drept că nu era niciun băiat cum ar fi vrut ei, dar măcar zgâita nu mai era singură. Atunci când părinții vor și fata nu. Acum că fata terminase liceul așa cum îl terminase și cum nu avea niciun gând de facultate și nici de muncă, părinții se gândiră să o mărite, măcar să aibă și un viitor. Părinții doreau, dar Mirandolina ba. Nici nu vrea să audă de măritit și îi refuza în continuare pe toți băieții aduși în casă de părinți. Nici nu mai știau părinții ce să facă, anii treceau și ei tot rămâneau cu piatra de moară în casă. De supărare, dar poate și din cauza vârstei, tatăl făcuse un mic atac cerebral, iar mama un preinfarct. Crezând că nu mai au mult de trăit, deși doctorii puseseră pe picioare îndepărtând pericolele, părinții Mirandolinei se hotărâră pentru prima dată de când erau părinți să fie mai dur cu râzgâita lor fată și astfel să-și poată impune hotărârea de a o mărita. Și s-au gândit la un plan inatacabil și astfel într-o bună dimineață au convocat-o pe Mirandolina la o ședință de familie și n-au lăsat-o să vorbească sau să protesteze, spunându-i pe un ton dur și de necombătut. Până aici s-a fost fată cu râzgâiala și neascultarea. Ai de ales, ori te măriți, ori îți tăiem toate fondurile și nu o să mai vezi niciun șfanț și nu o să mai poți să satisfaci niciun capriciu. S-a înțeles? De data asta nu acceptăm niciun refuz, ori te măriți, ori rămâi săracă, fiindcă nu numai că nu-ți mai vom da bani, dar te scoatem și din testament. De fapt, ce dracul vrei tu, Mirandolino, de la viitor? Nu tu facultate, nu tu niciun fel de muncă și, în plus, nici nu vrei să te măriți stând încă pe capul nostru ca o piatră de moară stricată? Gata! Ți s-a înfundat fata, ori, altceva nu mai admitem. Ce nu știau părinții? Pentru prima dată în viața ei, Mirandolina se trezi în fața unei decizii pe care nu o luase ea, dar pe care acum era silită să o accepte, altfel viitorul ei se arăta sumbru și necruțător. Și nu o sperie atât de mult eventuala lipsă de bani, ci posibila căsătorie cu un bărbat. O să spuneți că am făcut un fel de pleonas, fiindcă cu cine s-ar putea căsători o fată decât cu un bărbat? Ei bine, n-am greșit deloc, fiindcă noi știm ceea ce nici voi nu bănuiți și nici părinții Mirandolinei nu aveau deloc habar. Ursulina nu era o simplă prietenă a Mirandolinei, ci chiar mai mult, cele două petrecuseră multe nopți împreună, nopți în care amândouă se culcaseră complet dezbrăcate și nu dormiseră toată noaptea, ci se simțiseră foarte bine stând îmbrățișate. Ce să o mai ocolim atâta și să ne ferim de cuvinte, cele două foste colege de liceu formau de un an și ceva un cuplu perfect de lesbiene. Și se iubeau atât de mult încât amândouă se juraseră noaptea într-un cimitir că nu vor cunoaște carnal niciodată în viața lor vreun bărbat și că vor rămâne împreună până ce moartea le va despărți. Probă de inteligență pentru mâna râzgâitei. Imediat după ședința de familie, disperată, Mirandolina se duse direct la Ursulina și după o oră de sex îi povesti totul și îi ceru sprijinul. După o matură gândire de vreo două ore, Ursulina și-a dat seama că nu prea era posibil ca Mirandolina să evite planul părinților, dar putea să-l amâne și poate cu timpul să găsească ele vreo rezolvare pozitivă. Așa că Ursulina învăță ceva pe prietena ei și aceasta imediat se duse glonț acasă și le spuse răspicat părinților că e de acord cu nunta, dar că nu vrea un soț prost și pentru asta continua. Și de se întâmplă să vie vreun flăcău împețit, o să-i spun o ghicitoare și de nou putea o dezlega, o să plece rușinat, nu-l voi lua de soț.
Părinții Mirandolinei cedară și acceptară dorința fetei și astfel spune povestea că trecură și veniră în nenumărate rânduri pețitori la Mirandolina și toți o dăduseră în bară neghicind răspunsul corect, fiind respinși, iar fata noastră își continua liniștită traiul cu partenera ei lesbian. Cei trei creatori de modă se gândiseră mult să-și încerce norocul cu Mirandolina și printre ei se aflară și trei tineri ce își încercaseră norocul în modeling, fiind de fapt doar trei obișnuiți croitori. Doi dintre ei, care erau mai mărișori de ani, își făcuseră socoteala că așa cum nu dăduseră niciodată dreșcoacul și doar era vorba de împunsături iscusite, nu jucărie, n-aveau cum să dea greș nici acum când trebuiau să dezlege doar o banală ghicitoare. Cel de-al treilea, mult mai tânăr, porecrit croitorașul, dorea și el să-și încerce norocul, deși ceilalți doi nu-i dădeau nicio șansă, considerându-l prea tânăr și prea prost. Toate astea, cei trei merseră împreună la Mirandolina, urmând să vadă care din ei va ghici răspunsul corect și va înhăța trofeul pus în joc. Examinarea croitorilor, ziși și modiști. Mirandolina-i primi pe cei trei pe rând și le adresă următoarea întrebare multiplă. Să-mi spuneți ce parfum am folosit de dimineață, ce fel de ruj am pe buze și cu ce cremă m-am dat pe obraj. Cei doi croitori mai în vârstă s-au gândit, au mirosit aerul, ba, i-au atins ușor pielea feței, dar au dat răspunsuri greșite total. Cel tânăr a zâmbit și a răspuns ferm și sigur pe el. Calvin Klein, Chanel și Nivea. Imediat Mirandolina se îngălbeni de furie și ceilalți doi croitori, la fel, dar de invidie. Deci învinsă, fata era acum obligată să-l ia de bărbat pe croitorașul nostru cel tânăr și e momentul să-i dăm și numere, Călin. Mirandolina, cu ajutorul Ursuline, avea pregătit un mijloc de scăpare din buclucul căsătoriei. Drept urmare, zâmbind malițios, fata îi spuse câștigătorului. O probă suplimentară. Dacă ai ghicit, ai ghicit, nu mă pot împotrivi. Dar vorba e că doar cu atât n-o să mă poți lua de nevastă și se cade să te mai supun la o încercare. În dormitorul de la etaj se află acum prietena mea, Ursulina. La noapte te voi duce la ea și dacă în cele 8 ore pe care le ai la dispoziție o vei putea seduce și vei face sex cu ea, mâine în zori să știi că te iau de bărbat. Dar în sinea ei, Mirandolina se gândea așa, cum să se ducă nepricopsitul ăsta de modist pe Ursulina, care e 100% lesbiană și urăște chiar mai mult decât mine bărbați. Nici o șansă și mâine și croitorașul ăsta va pleca rușinar la el acasă. Și nici părinții n-au ce să-mi mai zică, eu am vrut, dar el n-a putut. Și uitându-se din nou batjocoritoarea la Călin, se gândi din nou, las că mă descotoresesc eu de tine, procopsitule. Că în brațele Ursulinei n-a încăput până acum și nici nu va încăpea niciodată niciun bărbat. Cum Călin știa că este un tip bine și destul de viril, nu făcu mofturi la proba suplimentară și acceptă. Trebuie să spunem că totuși croitorașul se gândi să nu se facă cumva de râs și până la venirea nopții și a noi probe se duse la un restaurant de lux, și mâncă pe săturate, salată de țelină proaspătă și mai multe stridii provensale, încât deja mădularul său nu mai stătea deloc cu minte în pantalon. Seducerea lesbienei. Zis și făcut, provocarea acceptată. Călin a fost condus la 11 noaptea în dormitorul Ursulinei, unde trebuia să o seducă pe Ursulina până la ora 7 dimineața. Altfel trebuia să se declare învins și să plece încotro-i vedea ochii. Iar Ursulina, de cum îl văzu, îl și luă la mișto, jignindu-l și bătându-și joc de el. Degeaba încercă Călin al nostru să o seducă cu vorbe mieroase, orice efort părea inutil și viitoarea căsătorie definitiv compromisă. În sfârșit, după ce își termina arsenalul de barjocuri, Ursulina a vrut să-i dea lovitura supremă pretendentului la mâna Mirandolinei. Își dete chiloții jos și în dispreț total față de Călin, Ursulina luă un vibrator și începu să-și provoace multiple plăceri, zâmbind diabolic în același timp. Cu alte cuvinte, i-a arătat lui Călin că ea nu poate fi sedusă, fiindcă nici nu are nevoie de bărbăția cuiva pentru a se simți satisfăcută. Dar așa se întâmplă atunci când forțezi nota. Răbdase cât răbdase Călin al nostru toate barjocurile fetei, dar acum cu vibratorul pornit și curul gol prezentat ostentativ, se umpluse paharul și junele nu se mai stăpâni. Se ridică, se năpusti peste Ursulina și dintr-o mișcare iute și libace, îi înlătură vibratorul și îl înlocui cu mădularul său aflat în plină putere. Și ca Ursulina să nu țipe asupra gura cu propriei gură, ci-și puse și limba la treabă. Astfel Călin o pătrunse pe Ursulina și nu se lăsă decât după 3 orgasme. Abia atunci îi dete drumul la gură și un pic speriat se pregătea să audă înjurăturile de rigoare. Dar din gura fetei nu scăpă decât un geamăt prelung și o întrebare șoptită. De ce te-ai oprit? Mai vreau.
Lui Călin nu-i trebuie mai mult și o lua iar și iar pe Ursulina și nu s-o opri până când amândoi satisfăcuți, dar obosiți, adormiră unul în brațele altuia și gură în gură de te puteai întreba cum de mai respirau cei doi încolăciți. Scandal între partenere. Când se duse Mirandolina a doua zi în dormitorul iubitei sale, convinsă că modistul ratase și deci putea să-și bate joc de el și să-l scoată din competiția pentru mâna ei, rămase stupefiată și blocată la priveliștea din fața ei. Ursulina, goală toată, dormea încolocită pe corpul lui Călin, cu limba adânc îngropată în gura acestuia, iar el tot gol ținea o mână în față și cealaltă în spatele fetei, astupând cele două guri de aerisire. Furioasă, Mirandolina tăbără pe cei doi și lua la palme și în jurături până-i trezi de-a binelea. Rușinată, Ursulina lăsă ochii în jos, dar printre gene nu-și dezlipea privirea de pe mădularul bărbatului și, fără să mai perceapă acuzele partenerei sale, se tot gândea furioasă. Bă, dar proasta mai fost eu să stau atâți ani fără bărbat. Of, câți ani irosiți degeaba! Între timp, Mirandolina trecuse de la înjurături la epitete gen vacă nerecunoscătoare, capră ruioasă și curvă de centură. După care o întreba acuzatoare: și nici nu pot să-mi dau seama, proastă, ce fel de plăcere ți-ar fi putut provoca un bărbat încât tu să mă trădezi pe mine, iubita ta. Atunci răbufni în sfârșit și Ursulina, cea care până acum tăcuse spășită. Poți să mă faci cum vrei tu, vacă nerecunoscătoare, capră ruioasă, curvă de centură, ai dreptate. Dar să nu mai zici niciodată că un bărbat nu poate să-mi producă plăcere și orgasme. De nu crezi, ea încearcă și tu și abia după aia să trâncănești prostii. O rezolvare simplă, cauți una și primești două. Când auzi spusele Ursulinei, Mirandolina, pentru prima dată în viața ei, se uita atentă la corpul gol al unui bărbat, recte modistul nostru, Călin, și spre surprinderea ei, văzu cu proprii săi ochi cum mădularul lui Călin se îndrepta, se îngroșa și creștea în lungime. În viața ei nu mai văzuse așa ceva, deși când era mai tinerică, se uitase și ea la niște casete video de ochiate. Ca hipnotizată, fata se apropie de Călin și îi lua bărbăția în mână pentru a se convinge că e ceva real. Și se convins atât de bine încât lua inițiativa și se sui pe bărbat și își dete drumul la pasiunea interzisă până atunci. Și mirarea ei, dar și încântarea, fură pe măsură încât o repetă de vreo 3 ori. Și ca să fie tacâmul complet, intră în joc și Ursulina și o ținură așa întrântă carnală până la orele prânzului, atunci când oboseala, dar și foamea, îi obligară să se oprească din dezmăț. Dreptul mare, spre bucuria părinților, Mirandolina îl acceptă drept soț pe modistul Călin și se mută cu bagaje cu tot în vila acestuia. Un singur lucru n-au înțeles nici până azi părinții, deci odată cu fata lor s-a mutat în vila lui Călin și prietena Mirandolinei, Ursulina. Cine mai spune bazmul că cele două fete s-au împăcat și și-au reluat povestea lor de iubire, dar de multe ori condimentată și cu participare masculină. Astfel, cei trei se înțelegeau perfect acum și în casa lor mereu mirosea dragoste și chiar mirosea. Și-am încălecat pe oșa. Și așa se alese modistul nostru, cel prea viril și cu nevastă și cu amantă, și asta oficial, fără a se considera adulter. Cât despre ceilalți doi modiști, invidios se spune că de supărare s-au dus la o creșmă mizerabilă, unde au băut și s-au îmbătat ca porci. Și apoi s-au culcat printre boscheți tot ca porci. Și dimineața, când s-au trezit, abia atunci au dat seama că Besfin și-o trăseseră unul altuia. Iar povestea spune că le-ar fi plăcut, drept dovadă că au plecat ținându-se de mână și nu s-au mai despărțit până moartea nu i-a luat cu ea. Și-am încălecat și eu, dar nu pe ferească-l de sus, ci pe oșa, și v-am spus povestea așa. Noapte bună, adulți! Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!